Românii sunt la un pas de a mânca resturile aruncate de alte state din Uniunea Europeană, dacă nu se pune curând accentul pe dezvoltarea industriei autohtone de procesare alimentară. Avertismentul vine din partea europarlamentarului Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European. Oficialul european a acuzat un faliment al clasei politice românești și a avertizat că dacă lucrurile nu se vor îndrepta, românii vor ajunge să consume zgârciurile aruncate de alți europeni. Noi am fost tot timpul la mâna lui alții, dar noi avem potențial mai mare ca toate. Noi, cel mai înainte, noi eram grânarul Europei. La toate concursurile de grâu, nici nu aveam voie să mai participăm, că se știa dinainte că noi suntem pe primul loc. Și acum am ajuns să importăm de la alții. Dar eu consider că se va îndrepta treaba. În cadrul unei emisiuni la Antena 3, Daniel Buda și-a susținut punctul de vedere, exemplificând cu importurile semnificative de carne, de porc și menționând că pentru a regla balanța este nevoie de intervenția autorităților. România își asigură doar un sfert din necesarul de carne de porc din producția internă. Să consume resturile, dar consumă ce ne dau ei și ne dau la prețuri piperate și agricultura e la pământ. Pentru că nu mai vrea nimeni să muncească pe prețurile, pe salariile care sunt și pe banii care se dau pentru agricultură. E foarte puțin avantajul celor care pleacă afară, e mult mai mare. Am înțeles aseară de la televizor că un tractorist afară câștigă 4.000 de euro pe lună, pe aici cine câștigă atâția bani? N-are cum să concureze România cu ei dacă nu ridică și ăștia ștacheta. Credeți că are nevoie România de fabrici proprii, de producție? Da. Sigur că da, dar uitați-vă că în loc să le facă, le închid pe toate. Arlos, Latina, Azo, Mureș, care sunt... Ce fac agricultorii fără îngrășăminte? Că nu o să aibă puterea să cumpere la prețul care vor fi venite de afară. Mai mult, europarlamentarul român a menționat că oportunitatea este Planul Național Strategic, care alocă bani pentru dezvoltarea industriei de procesare. Totodată atrage atenția că dacă românii vor rata și această oportunitate, vor ajunge să mănânce resturile pe care le aruncă țări precum Germania sau Franța.